La doilea de la izbucnirea pandemiei de COVID-19, lumea rămâne periculos de nepregătită pentru următoarea pandemie, potrivit unui nou raport citat de New York Times. Indexul de securitate globală a sănătății pentru 2021 clasifică 195 de țări în funcție de capacitatea lor de a răspunde la epidemii și pandemii. În indexul de securitate globală a sănătății pentru 2021, România a obținut 45,7 puncte, aflându-se pe locul 57 din 195, în timp ce Republica Moldova se află pe locul 71 cu 41 de puncte. Cu 38,9 puncte, Ucraina se află pe poziția 83-a. Cercetătorii au evaluat fiecare țară pe mai multe criterii, de la sistemele de sănătate, forța de muncă, laboratoarele, lanțurile de aprovizionare, infrastructura, la încrederea în guverne și multe altele. Fiecare națiune s-a atribuit un scor de la 0 la 100. Scorul mediu a fost de 38,9, chiar ușor mai scăzut față de media din 2019 de 40,2, și nicio țară nu a reușit să obțină 80 de puncte. Statele Unite, care s-au clasat pe primul loc în indexul din 2019, și-au păstrat poziția în fruntea clasamentului cu un scor de 75,9, în timp ce Australia, Finlanda, Canada și Thailanda au completat primele 5 locuri. Lumea nu este mai pregătită nici astăzi, la 2 ani de la izbucnirea pandemiei de COVID-19, conform raportului publicat de Nuclear Threat Initiative, un grup non-profit de securitate globală și Centrul pentru Securitatea Sănătății de la Universitatea Johns Hopkins.